Bună ziua! Gata, noi mai deja am vorbit, știm că asta e Glorinalul, deja colegii mei au luat legătura. Glorinalul trebuie să dea documentele la Moltelecom și Moltelecom să vină să vă pună TV cablu și internet. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc mult, cel că trebuie să aibă ocupații copiilor, dar nu numai e vorba de copii. Copiii ca copii, cu televizorul ăla să mai încetșor. Și cu internetul mai ales, că ne vedem astăzi, că stau mai mult pe tot felul de telefoane și iPad-uri. Dar e vorba despre comoditate, e vorba despre informație. Așa e informație și plus la asta nu știm ce să trăiești la noi în țară chiar. Pare foarte rău. Da. Și chiar pentru copii totul e o ocupație oarecare, că nu este întorc sigur, casa cu cearne în sus. Sigur, un film cu desene animate și un filmuleț sigur că e important. Dar noi ne bucurăm că s-a rezolvat o problemă ce sunt de locuințe, fiindcă una e să stea niște blocuri în paragină nefolosite și alta e să facă niște apartamente în care puteți să treceți și ne bucurăm că ați trecut și sunteți mulțumiți. Da. Dar ce ține de internetul și de televiziune prin cablu și nu numai, am înțeles că și contractele cu Uniunea Fină o să trebuie să le semnați. Da, da. Aia este neapărat o să le rezolvăm.